Bună, dragilor! Bine ne regăsim la un nou minut de conștientizare. Am ajuns la cei născuți în luna iulie, enigmatici, veșnici enigmatici ai carul social, da? Adică, cumva uneori neînțeleși, am putea să spunem, dar enigmatici chiar în sensul ăsta că, dacă, uite, dacă sunteți născuți sau cunoașteți persoane care sunt născute în luna iulie, tendința este să ne uităm la ei și să zicem, bă, oare au spus tot, poate e ceva, sigur undeva ceva n-am descoperit despre persoana respectivă. Poate aveți prieteni de ani de zile, da? Și vă uitați la ei și ziceți, bă, parcă totuși eu știu pe omul ăsta, dar totuși nu știu totul despre el. Asta este energia lui șapte. Energia asta lui șapte te împinge cumva și să te gândești dacă chiar știi totul, da? Enigmaticul, nevăzutul, ceva spiritual, așa, cumva sunt învăluiți parcă de o oarecare aură, mai bună sau mai rea, acum depinde de, și de om, dar cumva ceva un mister, ca să zic așa, învăluie. Rolul lor social este într-adevăr acela de a aduce mister odată cu apariția lor, dar și de a aduce înțelepciunea, de a da dovadă de o rațiune foarte bună, de valori puternice, de analiză bine realizată. Se așteaptă să fie prieten de nădejde, dar cei cu rolul acesta al lui șapte social de multe ori pot să fie neînțeleși și pur și simplu retrași, pentru că șaptele este și observatorul, investigatorul. Și atunci cei care, uite, un grup de mai mulți oameni, șaptele cumva, ori va avea el tendința să dea la o parte, ori chiar lumea va avea tendința să-l dea cumva la o parte, din perspectiva că nu ne băgăm așa în seamă să discutăm cu tine chiar orice. Șaptele nu suportă prostia. În latura negativă poate într-adevăr să vorbească foarte mult și chiar el să dea dovadă de o lipsă de înțelepciune, dar per general nu suportă prostia și atunci este foarte selectiv, da? Și lumea parcă greu merge să facă așa un pas în lumea, în lumea lor. Nu se bagă în seamă așa oricând, oricum, oriunde cu un șapte social. Dar și ei pot să fie foarte critici. Critica lor este față de șase, critica lor este la nivelul ăsta chiar spiritual, la nivelul ăsta de gândire, de nu neapărat zice cum să faci, cu toate că poate să devină un foarte bun sfătuitor, dar el pune foarte mult accentul pe cum gândești, pe rațiunea ta. Și poate să zică, știi, nu ai gândit corect, nu-i corect, nu, rațiunea ta nu a fost ce trebuie, sau uite așa e bine, uite așa e rău, uite așa, da? Lupul moralist ajunge să fie în latura negativă dacă exagerează și singuratic, bineînțeles, datorită tendinței asta de șaptele este printre altele și cel care cumva așa se retragă pe munte, nu are care pusnic, cu toate că și noul are tendința spre pusnicie. Dar cam atât în linii mari, cei născuți în luna iulie, necesită să înțelegeți că ei pot să vă zică poate chiar tot ceea ce știu. Și chiar și așa vă veți întreba, oare chiar mi-a spus totul? Sigur nu mi-ascunde ceva. Iar cei voi care sunteți născuți în iulie, poate înțelegeți în acest moment de ce sunteți puși în tot felul de situații neprevăzute, parcă venite de undeva din neant, am putea să spunem, din necunoscut, de la Dumnezeu, de la Univers. Ia spuneți-mi, de unde voi considerați că vine? Până data viitoare, vă urez spor la conștientizare, dragilor!